Bună dimineața, Florin, bună dimineața tuturor. Am văzut bucurie atât din partea părinților cât și din partea copiilor. A fost o revedere emoționantă cu educatorii. Dar despre cum se desfășoară această primă zi vreau să discutăm cu directorul acestei instituții, cu doamna Ioana Costea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit la noi. Am început această primă zi cu entuziasm, cel puțin asta am văzut eu de la 7:30 de când suntem aici alături de dumneavoastră. Haideți să vorbim un pic despre proceduri, cum se desfășoară lucrurile în această primă zi. Și noi ne-am bucurat foarte mult că s-a deschis, foarte mult s-au bucurat și copiii că s-a deschis grădinița și mai mult s-au bucurat părinții. Într-adevăr așa este, a fost cu multă bucurie și mult entuziasm și multe îmbrățișări de la distanță. La distanță, exact, respectând acea distanțare socială. De la distanță, da. Procedurile privind deschiderea grădiniței începând cu 8 septembrie, cu 8 februarie, sunt aproximativ cele din luna septembrie. Ceea ce înseamnă că pornim de aici, de la intrare, ne dezinfectăm picioarele, da. Venim cu copilul aici, suntem întâmpinați de un asistent. Da, există un termoscanner, după cum se vede, este măsurat automat temperatura celor care vin și a părinților și a copiilor. Vedem acolo temperatura, da. Avem aici o distanță regulamentară, da. 36,4, în cazul în care nu suntem ok, avem aici un asistent care se va ocupa de noi, avem un cabinet medical bine dotat. Avem un cabinet medical bine dotat, avem și izolator în situația în care copilul are temperatură sau are o stare de disconfort. Se trece prin termoscanner. Nu sunt primiți în colectivitate copiii care au temperatura corporală indicată de termoscanner peste 37,3. Și este indicat ca părinții să-i oprească pe cei mici acasă în cazul în care au anumite semnalmente de răceală sau de diferite boli. Acesta este și sfatul autorităților, să nu venim cu copilul în colectivitate dacă este bolnav. Așa mergem este. Mai departe. Suntem primiți aici de educatori și vorbeam de acea întâlnire emoționantă pentru că cei mici s-au bucurat. Da, a fost o reală bucurie din partea copiilor că s-au întors la grădiniță, ceea ce înseamnă că le-a lipsit grădinița, ceea ce înseamnă că sunt foarte fericiți aici la noi. Câte ore vor sta? Este grădinița cu program prelungit 8-18, da? Astăzi, dat fiind că a fost prima zi și în următoarele zile, copiii încep să vină la grădiniță de la 8:15. Nu am făcut o programare pe minute pentru că nu are eficacitate. Dar am văzut că nu au stat îngrămădiți, am urmărit de afară pe părinți, a venit un singur părinte, nu au venit mai mulți, n-a venit toată familia să-și ducă copilul la grădiniță, au stat cu minți, au respectat programul, a stat unii după alții și e important de menționat și vreau să arătăm aceste săgeți pentru că de la intrare vor lăsa copilul aici la educatori, iar mai departe vor merge părinții pe o altă ieșire, tocmai ca să nu se intersecteze unii cu alții și să respectăm această distanțare socială. Spuneți de proceduri că nu sunt schimbate față de ce știam în luna septembrie? Nu sunt schimbate radical procedurile față de luna septembrie. Aceeași organizare, copiii merg în sălile de grupă, la fel câte un copil, doi la fiecare măsuță, cu jucăriile individualizate. Ce are specific această grădiniță, și am mai spus lucrul ăsta, este salina în care copiii vor începe să intre de astăzi câte o jumătate de oră la salină, fiind un mediu steril, cu certitudine le va face foarte bine copiilor pentru sănătate. Vă mulțumim foarte mult, doamna director, și vă urăm succes în acest nou început de semestru. Cam acestea sunt informațiile de aici, băieți, înapoi la voi. Mulțumesc.